Cu două tăișuri, așa arată situația Consiliului Județean Arad în privința situației de la compania de apă Arad. Dacă schimbă conducerea companiei, se pierd banii europeni, dacă nu, rămâne cu gustul amar al înfrângerii. Astăzi însă prefectul județului Arad, Cosmin Pribag, a trimis un comunicat în care arată adresa primită de la Ministerul Fondurilor Europene, referitoare la aplicarea hotărârii cu numărul 299 a Consiliului Județean Arad. Prefectul a spus, citez, concluziile formulate de directorul general al Direcției Programe Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene sunt fără echivoc. Aplicarea hotărârii 299 din 2015 a Consiliului Județean poate duce la declararea ca neeligibil a întregului proiect privind extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzate din județul Arad, însemnând că se vor pierde toți banii europeni aferenți proiectului. Am speranța că factorii decidenți vor lua măsurile necesare pentru revocarea acestei hotărâri, care, iată, poate bloca un proiect european major al județului Arad, cu derulare multianuală, al cărui beneficii au fost explicate în repetate rânduri chiar de cei responsabili să-l pună în aplicare, a declarat prefectul județului Arad, Cosmin Pribac. Penultimul paragraf din adresa venită de la minister arată că, citez, în final, având în vedere cele mai sus menționate, subliniem că punerea în aplicare a hotărârii Consiliului Județean conduce la încălcarea prevederilor contractului de finanțare, prin nerespectarea obligației de a nu aduce atingere condițiilor instituționale inițiale din aplicația de finanțare, în conformitate cu alineatele 6 și 7 ale paragrafului A, obligațiile beneficiarului din articolul 8 din contractul de finanțare cu numărul 101-709 din 20-5-2010 și totodată poate conduce la declararea ca neeligibil a întreg proiectului major aprobat la nivelul județului Arad, cu rezilierea pe cale de consecință a contractului de finanțare și recuperarea integrală a fondurilor nerambursabile acordate. De asemenea, față de cele menționate anterior, modificările propuse sunt de natură a determina nerespectarea prevederilor legale destinate asigurării conformității cu regulile ajutorului de stat. Am încheiat citatul. Conform reprezentanților companiei de apă, la baza finanțării proiectului major în infrastructura de apă și canalizare din județul Arad, în valoare de aproximativ 140 de milioane de euro, au stat la bază deciziile tuturor autorităților locale, inclusiv a Consiliului Județean. Președintele interimar al Consiliului nu a vrut să dea declarații referitoare la această adresă, spunând că își va exprima mâine punctul de vedere. Tot mâine, consilierii județeni se reunesc în ședință pentru a vota bugetul companiei de apă, după ce săptămâna trecută nu și-au acordat votul pe buget, pe motiv că proiectele companiei nu sunt convingătoare.